Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Denis Rifa. începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea două minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. la am alături de mine în această seară pe prezentatorul de televiziune, Virgil Iansu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! O mare onoare și o mare bucurie pentru mine. Despre dumneavoastră știm așa, sunteți un bănățean sadea pe care Bucureștiul l-a luat prizonier în urmă cu 32 de ani. Ați făcut 13 ani de vioară, ați absolvit conservatorul din București și ați fost solist în Corul Național de Cameră Madrigal. Ați fost 9 ani membru al grupului The 50s. Erați un bărbat sobru cu părul grizonant și cu ochi albaștri care știa să pună cea mai interesantă întrebare. Vrei să fii miliardar sau vrei să fii milionar după caz? În 2000 ați pus pentru prima dată această întrebare și ați făcut-o așa de frumos încât ați ajuns un prezentator celebru de televiziune. În plan personal, sunteți necăsătorit și aveți o fică, Iasmina. Ne-am propus ca prin intermediul acestor 40 de întrebări să încercăm să îl descoperim pe omul Virgil, ianțu, sunteți pregătit? Da, și vă mulțumesc. Mulțumesc și eu începem. Numele dumneavoastră din buletin este Virgil Aureliu Gătăianțu, despre care ați spus așa. E un nume din Banat. Tatăl meu era de pe lângă Gătaia, o localitate din județul Timiș, adică cel care vine din Gătaia e Gătăianț. În 2000, atunci când urma lansarea dumneavoastră în televiziune, producătorii v-au cerut să vă luați un pseudonim, pe motiv că numele de Gătăianțu era prea greu de reținut și de citit. Deși v-a deranjat cererea, ați acceptat argumentele și ați fost de acord doar dacă foloseați porecla Ianțu, cu care erați obișnuit și pe care vă dăduse cu ani în urmă Ștefan Bănică Junior. Așa au trecut 22 de ani de când toți vă cunosc drept Virgil Ianțu. Dumneavoastră v-ați înregistrat acest nume la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Vreau să știu când a început să vă strige lumea pe stradă Virgil Ianțu. Urmează întrebarea. Când a devenit Ianțu marca înregistrată? Dacă ne întrebăm oficial, nu mai țin minte, dar neoficial și doar dacă ne referim la imagine, foarte repede, mai repede decât mă așteptam, am și o mică povestioară pe care îmi place să o povestesc stăteam atunci când am început pregătirile pentru emisiune și un an, cred că după, stăteam undeva în, nu chiar un an stăteam undeva în Titan și mergeam cu metroul la pregătiri pe la Unirii pe la Centrul de Sănătate, acolo erau birourile și acolo făceam pregătirile cu Ilie Ciurescu pentru a începe această emisiune, după casting, după tot ce s-a întâmplat. Și în metrou deja se începuse campania de promovare a emisiunii până să înceapă și eram în metrou, nu prea realizam ce mi se întâmplă, pentru că veniseră toate evenimentele peste mine foarte rapid și eram în metrou și un domn din fața mea, de vis-a-vis, -a, -vis, a deschis un ziar mare. Și acela a fost momentul în care am realizat că am o responsabilitate enormă și că ceea ce va urma va fi foarte important în viața mea. Pentru că pe acea pagină mare era fața mea toată, era o, cu un telefon, mi-amintesc clar imaginea și uh, cred că ăla a fost momentul în care am conștientizat de fapt că Virgilianțul va fi un... Uh, un brand. Nu, nici nu-mi place să-mi nu pronunț numele, nici la nici nimic. Nu-mi nu face plăcere, dar, na, trebuie să, să o fac. Bine, mulțumesc! În copilărie, visul dumneavoastră era să aveți un televizor color, o raritate în casele românilor la începutul anilor 80, pentru că era scump la vedere și la preț. Dorința era atât de mare încât i-ați tot propus pariuri tatei cu miza un televizor color. Era în ajun de Crăciun când tatăl dumneavoastră v-a spus că dacă îi promiteți că luați dreapta întâi, o să vă îndeplinească dorința. Bineînțeles, a doua zi, sub brad, era un televizor Color. Vă citez, nu am să uit niciodată treaba asta și mă emoționează de fiecare dată când îmi amintesc. Surpriza a presupus complicitatea tuturor membrilor familiei. Mama a apelat la pilele de la muncă, fratele a mers la București cu o geantă de cârnați drept șpagă, și 14.400 de lei de la tata așa. L-ați văzut pentru prima dată color pe Mickey Mouse și ați descoperit că acesta avea pantalonii roșii. Ați spus așa. Când am început să văd desene animate color, mi s-a părut că s-a schimbat toată lumea în ochii mei. Peste ani, copilul care și-a dorit cu ardoare un televizor color a ajuns să fie unul dintre protagoniștii de pe micul ecran. Urmează întrebarea: Ce vă colorează astăzi viața? Oh, ce frumos! a întrebat, dar m-ai emoționat cam repede. m emoționat cam repede, îmi cer scuze. Astăzi, din fericire, nu știu, poate așa sunt eu format, dar văd foarte color, adică văd foarte multe culori în jurul meu. Și îmi place metafora, îmi place introducerea foarte mult. Uh, am norocul să. ca aceste culori să fie în jurul meu și acum mă refer la prietenii pe care îi am. Am niște prieteni extraordinari, nu sunt foarte mulți, sunt uh, atât cât se cade, cât trebuie, cât simt. Uh, De-a lungul timpului au mai apărut uh, relații. Uh, nu pot să le spun prietenii că din moment ce au dispărut înseamnă că nu au fost prietenii. Uh, îmi colorează viața ceea ce fac. Sunt unul dintre oamenii cei mai norocoși din lume. Uh, fac ce îmi place și îmi place ce fac. Uh, am o familie cum nu puteam să-mi imaginez uh, și le mulțumesc în fiecare zi uh, și fetelor mele și celui de sus că mi-a oferit ce am astăzi și cred că felul meu de a fi este colorat și de a, pentru asta nu știu, nu e meritul meu, cred că așa m-a lăsat Dumnezeu, îmi place să râd îmi place să mă bucur și îmi place să-i fac și pe alții să râdă foarte mult Mulțumesc! În 1999, pe când aveați 28 de ani, munceați cu jumătate de normă la radio și stăteați în gaz de la o doamnă, unde plăteați doar utilitățile, ba chiar foloseați cartela ei de pensionară pentru a merge cu metroul. O duceați atât de rău financiar, încât vă citez, la un moment dat mă uitam cu invidie la un cercetător de lângă metroul Titan. Mi-a și dorit banii lui din căciulă. În acea perioadă ați împrumutat cu greu bani pentru un vin spumant ieftin, ca să-l aduceți cadou unui prieten la ziua sa de naștere. Acolo, unul dintre musafir va a invitat la castingul pentru o emisiune TV. V-ați lăsat cu greu convins să mergeți la preselecție și mare a fost surpriza dumneavoastră când în finală ați rămas doar doi candidați. Pentru proba filmată v-ați pus o cravată pe care o aveați de la Ștefan Bănică Junior <sus> și un sacou gros, vișiniu, singurul din garderoba dumneavoastră. În ciuda ținutei dumneavoastră încropite, producătorii v-au considerat cel mai potrivit pentru a fi prezentatorul emisiunii Vrei să fii miliardar. Ați intrat în febra pregătirilor acelui show grandios care avea în spate o echipă mare, investiții impresionante, un format internațional celebru și o promovare pe măsură. Într-o zi ne-ați povestit că v-ați văzut chipul pe toată pagina unui cotidian central. Vă citez, mi-am zis, bă e cam groasă. Atunci am început să înțeleg ce mi se întâmplă îmi transpirau Palmele. Urmează întrebarea. Ați fost primul mare câștigător de la vrei să fii miliardar? Da. Uh, și o să vă spun de ce. Pentru că, la fel ca și astăzi, uh, întâlnesc și am întâlnit acolo oameni fantastici. În primul rând, uh, prin prisma meseriei și oamenilor cu care am început să lucrez. Pentru mine a fost o școală fantastică. Acolo am învățat să vorbesc firesc, acolo am învățat să lucrez în echipă, acolo am învățat să mă îmbrac, am învățat ce înseamnă relația cu presa. Sunt foarte norocos că am început așa televiziunea. Deși nu mi-am dorit să încep televiziunea vreodată, dar faptul că am început-o cu asemenea oameni în jurul meu și cu un format atât de puternic, a fost un noroc uh, imens. A fost uh, o, o rampă foarte înaltă de, de lansare. Uh, iar uh, oamenii pe care îi întâlneam acolo, în calitate de concurenți, la fel mi-au oferit și astăzi, mi oferă la emisiunea pe care o fac astăzi, câștigă România, uh, o lecție de viață fantastică. Sunt oameni simpli, oameni obișnuiți, uh, care au o bogăție în. Și în suflet, dar și în minte, care i-ar putea face cei mai puternici oameni de pe pământ. Dacă lumea ar conștientiza cât de important e să citești, cât de importantă este educația, oh, ar fi o lume mult mai frumoasă. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În 2002, când emisiunea copiii spun lucruri trăznite avea un succes enorm, spuneați așa. Experiența lucrului cu copiii m-a făcut să devin mai optimist în ceea ce privește viitorul. Peste ani v-ați întâlnit cu o parte dintre copiii care au fost eroi emisiunii și v-ați bucurat pentru succesele lor. Unii au reușit să își urmeze visul din copilărie. De exemplu, Adi a ajuns campion național la raliuri, iar vedeta show-ului, Toma, este acum pianist de jazz în Franța. De curând ați început un proiect asemănător în online, intitulat Copiii spun cu Virgilianțu. Cu siguranță puteți face o comparație între copiii de ei de pe TV și copiii de astăzi de pe online. Urmează întrebarea. Cât de trăsniți sunt copiii din ziua de azi? Sunt la fel. În mare măsură și o să spun, o să amintesc puțin de acea mică măsură pentru care sunt diferiți. Sunt la fel și pe mine mă surprinde de fiecare dată deschiderea cu care relaționează cu mine. Eu nu înțeleg ce se întâmplă și nu am înțeles niciodată ce se întâmplă brusc. Pentru că atunci când am început formatul. Exista un risc prezentând o emisiune ca vrei să fii milionar, unde, nu cel puțin la început, eram destul de... Și eu, pentru că eram stresat și încă mă așezam pe format, nu eram foarte volubil, nu eram foarte drăguț și vesel și zâmbitor. Și atunci când s-a decis să prezint emisiunea cu copii, exista un risc ca cei mici, care mă știau de la acea emisiune, să nu își dorească să stea de vorbă cu mine. S-a întâmplat exact uh, invers. Nu știu de ce se întâmplă și astăzi la fel. Poate că mă simt că sunt dominte cu ei, ori uh, probabil că este e motivul că altceva nu înțeleg, sau, uite că am pus voci la Bolt și la încă un cățel la Peabody, poate că fața de cățelul și așa mă, mă, mă ajută. Dar uh, eu o... Ei sunt la fel, sunt la fel de deschiși, la fel de sinceri, vârsta între 3 și 7 ani, cam asta e vârsta. Bine, dar totuși vorbim de două generații. Da. Ce îi diferențiază, o să încerc să fiu cât mai scurt, cred că acest online și perioada asta cu tehnologizarea nu le oferă posibilitatea să-și găsească pasiuni mai, mai, mai clare, pasiuni. Cei, cei de acum 20 de ani, erau mult mai pasionați foarte și foarte direcționați pe pasiune. V-am dat timp. Ah, mulțumesc. Da, cred că informațiile gata, construite din online, nu îi ajută decât în anumită măsură, dar pentru creativitate, pentru dezvoltarea creativității și pentru găsirea pasiunilor, nu, nu cred că petrec suficient timp liber în afara ă, acestui univers, nu cred că relaționează suficient cu alți copii și atunci ăsta e un aspect care îi diferențează față de primii. Bine, am notat. Continuăm. La începutul carierei noastre în televiziune îl țineați pe numbrațe. Ați spus nu când ați fost chemat la casting pentru Vrei să fii miliardar, show-ul care s-a bucurat apoi de un succes enorm și care v-a transformat într-o vedetă de televiziune. Apoi ați spus iar nu când vi s-a propus copiii spun lucruri trăznite, argumentând, vă citez, ce să fac eu într-o emisiune cu copii. Eu nu am copil, nu mă interesează, nu am chimie cu copiii. Nu, nu, nu. Ați acceptat, dar numai după ce ați văzut varianta americană a show-ului, emisiunea Copiii Spun Lucruri Trăznite a cucerit publicul și a luat numeroase premii în țară și la Cannes. Au trecut de atunci 20 de ani și dumneavoastră ați spus așa, eu cred că trebuie să spui da de fiecare dată. Bineînțeles, să ai măsură și să ai bunul simț să te cunoști. Urmează întrebarea... Când ați învățat să spuneți da? De fiecare dată, cel puțin la început, exact în aceste momente amintite mai devreme, când am spus nu, mi-am dat seama ce înseamnă să spui da, pentru că în cele din urmă am spus da. Suntem obișnuiți un pic așa să, să fim nu, 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 să spunem nu de prima dată, dar acum sunt mult mai. Vârsta mă ajută, și experiența să fiu mai atent în momentul în care refuz sau accept ceva. Dar am învățat că e bine să analizezi și să spui, da, și să încerci chiar lucruri noi, dacă se încadrează în sistemul tău de valori. Și odată ce ai niște oportunități, după ce ai spus da, aceste oportunități să fie să-ți le respecti, prin pregătire, prin uh, efort uh, și prin atenția la detaliu. Uh, recomand să spunem da de câte ori uh, ni, se ovesc, ni se ivesc uh, ocazii de genul ăsta. Când e ultima dată când ați spus da? Uh... La o campanie de care nu eram foarte convins, urmează uh, să fie difuzată, să iasă public. Uh, nu eram foarte convins, dar am fost uh, m-am interesat uh, cu cine urmează să lucrez, m-am interesat în uh, ce zonă va fi prezentă această campanie, ce reprezintea, cu cine o să am de-a face în uh, interviurile pe care urma să le am și apoi am spus da, deși eram tot așa la început. Zi nu prea mi se potrivește, dar am avut o mare inspirație, că am spus da. Bine, mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Observ câteva paradoxuri la dumneavoastră. Ați spus că vă obosește internetul, dar aveți pagini și conturi pe toate rețelele de socializare. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, plus o emisiune pe YouTube. Spuneți și că vă place confortul, liniștea, să priviți cerul înstelat, dar locuiți în București, cel mai aglomerat oraș din țară și ha, lucrați în televiziune. În plus, vă citesc din nou: Nu pun preț pe ce crede lumea, ascultând totuși ce spune, îmi pasă. Culmea că e un paradox. Sufăr dacă cineva nu mă place. Sunteți un bărbat matur și vreau să știu dacă ați mai rezolvat din aceste paradoxuri. Urmează întrebarea roșie. Mai sunteți astăzi omul contradicțiilor? Posibil. Da, îmi place să stau în natură, îmi place natura și locuiesc în București. Dar pentru asta ies destul de des. Între momentele în care sunt foarte ocupat, am grijă să călătoresc. Chiar și în București mă bucur. Că am găsit și momentul potrivit și că am putut să-mi permit să am o casă cu o curte. Îmi place să tund iarba, îmi place să stau în curte când e vreme bună și îmi place și să dau zăpada și din curte și din fața casei. Recomand tuturor vecinilor. Așa. Mai departe, o să vă rog să mă mai ajutați la cea mai. Cu paradox. Faptul că vă obosește internetul și da, mă. obosește internetul. Online peste tot. Da, mă obosește internetul de fiecare dată când stau uh, uh, în spațiul ăsta. Tot e, aici e vorba de măsură. Cât stai, conținutul pe care îl accesezi și, ca în orice, măsura. Dacă ai măsură și nu petești prea mult timp, și dacă nu te pierzi și nu te lași luat de. de Val, cred că internetul e, e util. Adică e evident că e util. de și există. Dar dacă nu te lași manipulat și condus de. și luat așa de val și stabilești tu, uh, pentru că e un pericol, și nu numai pentru copii, și pentru noi, pentru adulți, uh, când intervine sunetul ăsta, uh, da, ține de fiecare uh, dintre noi cât de sănătos vrea să rămână la minte. Pentru că poți, eu cred că ne afectează. Întrebarea a fost simplă, dacă mai sunteți astăzi omul contradicțiilor. Scurt. Posibil, da. Bine, continuăm. Ați început să încărunțiți de la 25 de ani și refuzați categoric să vă vopsiți. Vă citez. Nu știu de unde am început să albesc. Nu este ereditar, nu sufăr nici de vreo pur și simplu am încărunțit așa dintr-o dată și am fost obligat să mi-l asum. Nu înțeleg pe bărbații care își opsesc părul. Hai, la bruneți mai merge, dar la roșcați, parcă le curge vopseaua pe lângă urechi. Producătorii de televiziune nu au fost deranjați de părul dumneavoastră grizonant, iar multe femei consideră că podoaba dumneavoastră capilară vă scoate în evidență culoarea ochilor. Urmează întrebarea... Câte femei ați cucerit cu părul grizonant? Eu am avut o tinerețe, fără bătrânețe, foarte liberă. Nu am avut, nu știu, relații de lungă durată. Și probabil că și modul de viață nu mi-a... Nu că nu mi-a permis, nu mi-a oferit mie starea necesară. Era mult plecat, turnee, de foarte tânăr. Și atunci m-am trezit pe la 30 de ani că nu m-am așezat la casă mea și nici nu aveam de gând. Vedeam lucrurile foarte, poate superficial, din punctul ăsta de vedere al relațiilor. Nu pot să dau un număr, dacă asta e întrebarea. Dar de când eram puști, am avut succes așa. La... Multe, puține, Nu-mi dau seama, că n-am la ce să mă raportez. <laughs> da, nu știu. Da, am avut mai multe relații, da, așa, de scurtă durată. Mă distram foarte mult. Da, eram, măcar eram onest, eram sincer. Le declaram că nu doresc neapărat o relație serioasă, că nu e cazul de îndrăgosteală, deși sunt o fire foarte sensibilă. Bine, mergem mai departe. Ați vorbit despre dieta pe care o urmați. Vă citesc. În primul rând, nu mănânc pâine. Mă rog, dimineața când îmi fac un sandviș, normal că folosesc și o fire de pâine, că nu o să-l fac în palmă. Dar, în rest, nu mă ating de acest produs. Apoi, după 6 seara nu mai mănânc nimic. La un moment dat, mergeați la sală de două ori pe săptămână, vă citesc din nou. Fac biceps cu gantera de 14 kg. Banda e foarte bună, stau 40 de minute pe ea, dar mă plictisesc îngrozitor, chiar dacă am televizor. Este însă singura care arde grăsimile. În 2013, când aveați 42 de ani, spuneați că vă cântăriți și de trei ori pe zi. Vreau să știu de câte ori vă cântăriți astăzi. Urmează întrebarea. Cum reușiți să vă puneți pofta în cui? Astăzi nu mai sunt atât de habotnic. Eram, am avut perioade în care eram nebun. Cred că mi-am găsit un echilibru. Am perioade când, într-adevăr, nu mă ating de pâine și perioade lungi, nici măcar dimineața, dar. Nu știu dacă e... Dacă, mai ales la vârsta mea să-mi duc viața așa doar pe sănătate. Îmi fac și poftele. Chiar m-am obișnuit să-mi fac poftele, dar nu să devină regulă. Mm. Din păcate, nu mai am mai avut timp de șapte, opt luni să merg la sală, cum mergeam de trei ori pe săptămână și cu alergat de o oră, nu de 40 de minute, adică am crescut. Am ajuns la performanțe legate de, de condiția fizică foarte, foarte bune, dar n-am mai avut timp pentru lucrurile astea. În schimb, trebuie să am grijă cu... La mine marja este destul de mică dacă am grijă de 2-3 kg în plus. Uh -huh. Dar uh, întrebarea era... De câte ori vă cântăriți astăzi, în primul rând? Astăzi? Uh, de teamă să nu observ când simt că uh, am un pic în plus. Uh, orăresc. Adică las două săptămâni așa, nu mă cântăresc și mă mai cântăresc așa. Când mă simt eu că mai ușor. De control. Și atunci... Da, de control. Și cum reușiți să vă puneți pofta în cui? Bă, dacă sunt uh, motivat și am o perioadă în care zic, uite, de acum vreau să am o lună, două de, de, de refacere uh, fizică uh, și de a slăbi un pic, uh, uh, n-am o problemă. nu Chiar n-am o problemă să-mi să uh, să pun frână la anumite lucruri. Bine, mulțumesc. Și eu. Aveți 51 de ani, dar trecerea timpului nu pare să vă afecteze prea mult. Chiar ați fost întrebat dacă dormiți în frigider. Și ați răspuns că aveți doar un stil de viață echilibrat. Vă citesc: Am perioade când fac sport și acasă, mă mai duc la un fotbal, la un tenis și nu fumez. Nici riduri nu ați făcut, ci aveți o teorie proprie care spune așa: Timpul nu există. Peste vreo 30 de ani, aș vrea să mă uit la pozele de acum și să pot spune, da, eram ok. Dar parcă mă simt mai formă acum. Am văzut că pe rețelele de socializare promovați și produse de înfrumusețare. Urmează întrebarea: mergeți des la cosmetică? Nu am fost niciodată. Dar folosesc produse de întreținere pentru că, în condițiile în care filmez destul de des și fața are nevoie de hidratare, eu n-am făcut asta multă vreme cred că de, nu știu, de vreo 2 ani am început să folosesc uh, creme, dar simplu, curățire și hidratare, atât nimic complicat. Uh, pentru că, da, fața se deshidratează, machiaje, uh, oboseală, deshidratare, e nevoie. Dar uh, și recomand și bărbaților, chiar dacă pare ciudat, dar nu, să merg la cosmetică, să mă duc la... Mai am mai aud bărbați care se duc să-și facă unghiile, să, la, nu, manipedi, nu o să mă vezi niciodată. Da, și nici cu vopsitul, și nici cu... Nu, sunt, sunt un om care cred eu că e normal din punctul ăsta de vedere. Bine, mergem mai departe. V-ați născut pe 20 februarie 1971 în Zodia Pești. Vă citez. Este o zodie optimistă. Nu sunt un timp suspicios, nici exaltat, cred în oameni și gândesc pozitiv. Tot din Zodia Peștilor face parte, cred, și înclinația spre spiritualitate. Ați mai spus că sunteți credincios, dar nu habotnic. Vă citesc din nou. Este bine să credem și în altceva decât în ceea ce este palpabil. Mă rog seara la culcare și mă simt bine când mă duc la biserică. Trăiesc cu convingerea că sunt protejat. Până acum mi s-au întâmplat lucruri foarte frumoase în viață și orice dorință, fie ea măruntă sau mai importantă, mi s-a împlinit. Vreau să-mi spuneți: cum împăcați zodiacul cu credința? Urmează întrebarea: Aveți o viață guvernată de stele sau protejată de îngeri? Protejată de îngeri. Fie ei oameni și cred în asta, cred în energia celor din jurul meu, cred în energia pe care o ofer eu, cred în energie. Și Dumnezeu e energie, cred. Îmi place să cred, îmi place să sper, îmi place să visez și mai ales că funcționează, cel puțin la mine funcționează. A funcționat. Am visat, s-a întâmplat, am crezut, s-a împlinit și nu cred că avem vreo altă variantă în viață decât să credem și să sperăm. Um, nu, nu, sunt foarte eu nu sunt foarte cu picioarele pe pământ cred că le vitez în felul meu uh, și sufletul meu e undeva undeva foarte foarte sus poate de asta sunt și aerian poate de asta sunt și zăpăcit uh, câteodată și poate de asta cred foarte mult în oameni și le ofer uh, toată deschire, deschiderea mea îmi place să cunosc oameni, îmi place să întâlnesc oameni, îmi place să râd, îmi place să lăcrimez și de asta cred că de asta se ocupă îngerii. Mulțumesc! Ați crescut într-o familie din Timișoară, alcătuită din tata, Preot, mama care lucra într-o întreprindere și un frate mai mare cu 10 ani. Vă citesc: Tatăl meu nu se gândise să se facă preot. El era un tip foarte, să zicem, că avea o viață laică. Inițial, a lucrat într-o întreprindere. A jucat fotbal, rugby și a cântat chiar și muzică populară. Tata nu v-a educat cu palma, cum se mai obișnuia în acele timpuri. Vă citesc din nou: Eu nu am luat niciodată bătaie de la mei. deși era preot. Tata nu era nici rigid, nici dogmatic, ci un om cât se poate de normal, cu un foarte dezvoltat simț al umorului. Uneori, însă, în casă era o atmosferă destul de dictatorială, iar eu nu întrebam de ce, nu mi se argumenta. Tata era obsedat de respect, punctualitate și cuvântul dat. Urmează întrebarea. Câte predici v-a ținut tata? Multe. Uh, dar nu predici scrise în vreo carte sau în Biblie. Uh, aveam cumva Biblia familiei. Uh, cred că fiecare familie are Biblia ei și ar trebui să aibă. Uh, le mulțumesc părinților mei pentru tot ce mi-au oferit. Uh, de la ei am, dacă am ceva bun. Uh, este exact ce mi-a oferit în perioada în care am fost împreună. Și de la mama și de la tata um, trăiesc, ei știu că trăiesc prin mine astăzi, pentru că mă gândesc foarte mult la ei. Um, fratele meu are la fel un rol extrem de, foarte important în formarea mea și în modul în care, fiind o diferență de 10 ani între noi, modul în care. Să vorbim. Despre da. Fratele noastră. Bun. Uh, nu știu care a fost întrebarea, dar... Uh, Câte predici v-a ținut tata? Da, uh, îi mulțumesc mult pentru predicile pe care mi le-a ținut, uh, altfel decât cele de la uh, biserică, pentru că m au ajutat în formare. Uh, astăzi mă alimentez încă... Ce și... predici vă ține tata? Exact uh, despre ce uh, vorbeam în uh, prezentare, în preambul, Punctualitatea, cuvântul dat, onoarea m-a învățat să fiu om, m-a învățat să exagerez cu punctualitatea, să exagerez când vine vorba de un cuvânt dat. Niciodată uh, să nu spui că faci un lucru dacă nu ești 100% convins că îl vei face, să nu dezamăgesc, să fiu om. Astea sunt lucrurile pe care le-am învățat acasă. Ce ar trebui să învețe, cred că fiecare fiecare copil. S-a ocupat foarte mult Vă de dau creșterea tine. mea, din, 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 punctul ăsta de vedere. Și cred că și emoțional, cred că dintr-un instinct uh, pe care îl aveau părinții atunci, pentru că atunci nu se vorbea de niciun... Nici o, Tehnică de a crește un copil, de a dezvolta, parenting sau, parenting, sau dezvoltarea emoțională sau inteligența emoțională nu exista atunci. Nu mai termen. dau timp. Da, mulțumesc. Cred că din dragoste mi-a oferit tot ce mi-a oferit și mi-e foarte dor de ei. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Tatăl dumneavoastră era foarte mândru când vă vedea în concertele Corului Național de Cameră Madrigal, unde ați început să activați de la 19 ani. Dar nu a apucat să vă vadă vedete de televiziune. În 1995 nu a supraviețuit celui de-al cincilea infarct, vă citez. E clar că a avut o inimă slăbuță care l-a ținut până la 62 de ani. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât ați spus că se mânați cu tata în toate, inclusiv la fizionomie și la voce. În 2010, Ați declarat presei așa. Când am fost acum la analize, mi s-a spus că am o inimă foarte sensibilă, ca a unui puști de 20 de ani. Urmează întrebarea roșie. Când vă doare inima? Um, sunt momente când văd suferință și nu, nu le suport. Nu suport aceste momente. Uh, nedreptate, suferință și neputința de a ajuta. Uh, încerc să fac cât mai mult pentru a ajuta acolo unde e nevoie, dar de multe ori uh, nu înțeleg de ce Dumnezeu se joacă cu viața unor oameni nevinovați. Nu înțeleg de ce le oferă suferință. E o întrebare pe care cred că și-o pune multă lume și atunci doare foarte tare. Doare că nu, că nu poți să faci nimic pentru cineva care chiar are nevoie. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea. Când v-a dorut inima ultima dată? Când... Eu sunt aproape de, 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 mai multe fundații, dar printre altele Fundația Blondie. Și când vezi copii foarte mici, care se nasc fără nicio șansă de a trăi viața, este, este cumplit. Și te uiți, acei copii au niște părinți care încearcă, se zbat, ar face orice și-ar da viața pentru a-și salva propriul copil, dar nu se poate. De multe ori, de prea multe ori nu se poate atunci este cumplit, atunci doar rău. Bine, mulțumesc. Despre mama, ați spus că a fost cea care a păstrat echilibrul în familie, vă citez, <coughs> trăgea maică-mea mult, cu doi băieți și cu taică-miu, al treilea copil. Ne-a răsfățat maxim. Găteală, casă, gădinărit. În 2019 erați la Timișoara pentru a sărbători ziua ei de naștere și a postat o fotografie cu ea și un mesaj emoționant pe Facebook. Ați scris așa. De multe ori părinții sunt cicălitori. Uită, nu înțeleg, sunt înceți sau sună prea des. Dar să nu uităm că ei ne țineau în brațe când nu ne era bine. La mulți ani, Mica. Din păcate, ați pierdut-o pe mama în anul următor, în urma unor complicații postoperatorii. Recent, despre moartea mamei, ați spus așa. Când a dispărut, am rămas așa, de parcă mi-a plecat trecutul. Când eram maică mea, parcă mai aveam copilăria alături de mine, eram în continuare copilul cuiva. Acum am rămas eu în linia întâi. Vreau să știu dacă vă este frică de moarte. Urmează întrebarea. Cât de dor vă este să fiți iar copil? Eu mă simt copil, dar... Într-adevăr, când a plecat mama, acela a fost momentul în care cumva mi-a mi fost luată copilăria, mi-a fost... Mă scuzați... Mi-a fost cumva luat uh, tot ce mă mai lega și de, de, casă, de Timișoara, de familie și... Dar încerc să, să rămân copil pentru familia mea, pentru prieteni și chiar uh, de multe ori fetița mea, Iasmina, îmi spune, fetița are 17 ani, uh, fica mea, îmi spune Tată, dar ești ca un, ca un copil și îmi place că ești așa. Câteodată mă simt ca un frate, nu un tată. Mulțumesc. Da, și eu. La crădiniță, din greșeală, ați fost trecut din grupa mică direct în cea mare, așa că ați trăit 2 ani experiența despărțirii de colegii mai mari care plecau la școală. Pentru a vă consola, părinții v-au dus la o probă la școala muzicală unde un profesor v-a luat în clasa lui de vioară acela a fost momentul care v-a marcat copilăria și de atunci v-ați dedicat tot timpul studiului. Ați făcut 13 ani vioară și ați absolvit liceul de artă Ion Vidu din Timișoara. Vă citez. Vioara este un instrument pe care dacă nu îl stăpânești foarte bine, sună prost, scârție. În copilărie am stat mai mult la școală cu vioara în mână. Nu făceam prostii mari pentru că nici timp pentru ele nu aveam. Era un drum deja stabilit. Ce variantă aveam eu când făceam numai vioară și eram varză la celelalte? Era clar că urma să deveniți membru într-o orchestră. Prin urmare, primul dumneavoastră loc de muncă a fost de violonist la Opera Națională din Timișoara. Vreau să știu dacă vioara v-a scris destinul. Urmează întrebarea. V-a confiscat vioara copilăria? Da. Aici, uh, da. Da, și nu numai mie, și colegilor mei și uh, tuturor uh, celor care au făcut uh, vioară la acest nivel, la un liceu de muzică, de la preșcolari, până am terminat, am început cu același profesor, am terminat uh, vioara. Deci uh, era un mod de viață, nu, nu era o școală, uh, era o școală atipică, să spun. Uh, era un mod de viață din care nu prea n aveai cum să faci stânga chiar nu aveai cum să ieși din... Ieșeau cei care nu își doreau neapărat Dar care nu puteau supraviețui Într-un Acest, nu numai ritm Și studiu și faptul că nu aveai copilărie Dar trebuia să te păstrezi la cel mai înalt nivel Toți colegii mei Cu care am, toți Noi am început în clasa 1 Nu știu exact câți eram Oricum eram două clase, vioară și pian Iar din clasa de vioară Cu care am început Doar patru am rămas până în clasa 12-a. Trei dintre ei sunt în filarmonică, astăzi la, la Timișoara, colegii mei. Uh, Era o selecție foarte dură. Aveam și, și din clasa 5-a unii au plecat, n-au mai făcut față. A venit treapta 1 -a în clasa 8-a, treapta 2-a, clasa uh, a 10-a, veneau și din alte. Erau foarte puține licee, uh, iar conservatoare erau trei în țară. Erau trei locuri, 4, 4. Toți violoniștii din toată țara trebuia să se uh, prieze pe aceste locuri. Uh, da, uh, priveam și eu ca alții la cei de afară uh, și auzeam uh, jucându-se fotbal. Um, am avut foarte puțin timp uh, pentru a copilării, am încercat cât se poate. Uh, mai încercam prin pauzele de 5-10 minute uh, să mai jucăm un fotbal, am încercat cât putem să ne facem copilăria. Dar da, vioara nu se poate face la un anumit nivel fără să-ți confiște copilăria. Mulțumesc! Era student la Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală din București și a dat concurs la Corul Național de Cameră Madrigal, condus de celebrul dirijor, Marin Constantin. Ați intrat ca tenor, iar după câteva luni ați trecut la bariton. În Corul Madrigal ați cântat 9 ani, o perioadă pe care ați descris-o ca fiind fabuloasă, mai ales că 4 ani ați fost chiar solist. Vă citez. Este greu de explicat nivelul profesional la care se lucra atunci la Madrigal. Maestrul își alegea oamenii cu multă scrupulozitate. În afară de faptul că toată lumea trebuia să aibă glas, unii erau foarte inteligenți, alții foarte sensibili, unii aveau capacități vocale excepționale. Acolo întâlneai perfecțiunea. Marin Constantin era un zeu. Vreau să știu de ce ați plecat în anul 2000 din Corul Madrigal. Urmează întrebarea. A fost Corul Madrigal vârful carierei dumneavoastră de muzician? Da. A fost uh, vârful carierei, dar n-aș spune vârful carierei. Uh, din punct de vedere artistic, orice aș face. Astăzi, sau de acum încolo, uh, acel nivel, acel spațiu, acel nor nu va mai fi atins niciodată. Uh, era într-adevăr un, un zeu, era un. era mai mult decât un dirijor. Era un filozof, era un om care uh, reușea să scoată la iveală din fiecare dintre noi ceea ce nici nu știam că avem. Frumusețea perfectă. Puritatea perfectă. Noi acolo practic ne întâlneam cred că el știa să ne adune sufletul, sufletele în același spațiu. Inefabil. El cu asta lucra. Și de atunci, bineînțeles, am mai cântat uh, trupa cu. Uh, am avut concerte foarte, foarte frumoase, și eu trăiesc uh, în permanență. Sunt foarte emotiv și emoțional uh, prin cam tot ce fac. Uh, dar acea emoție, acea bucurie, acea lacrimă de, de sunet, de artă perfectă, cred că acolo, într-adevăr, se întâlnea divinitatea, acolo acolo începeai să o simți și să încerci să o înțelegi. Vă dau timp. De ce ați plecat din Corul Madrigal? Am plecat pentru că repetițiile alături de acest om uh, se răreau, îmbătrânise și nu putea să fie prezent atât cât ne-am fi dorit și Uh, atât cât eram noi obișnuiți. Repetițiile fără Marin Constantin erau cele tehnice. Ar trebui să dezvolt mult prea mult, dar nu timp. Iar el venea și făcea ce spunea mai devreme și atâta vreme cât acel lucru uh, lipsea, nu mai, nu mai avea sens. Mulțumesc. Pentru mine. Mergem cu o întrebare roșie. V-ați descris ca fiind zăpăcit și uituc și spuneți că a devenit un obicei să vă pierdeți telefonul, ochelarii sau valiza. Ați povestit că pe vremea când erați în Madrigal, înaintea unui concert, v-ați uitat fracul. Stresat, ați împrumutat bani de taxi și v-ați dus acasă ca să vă luați costumul. Vă citez: Iau taxiul până în titan. Îmi tremurau picioarele la repetițiile de dinaintea spectacolului. Ajung, văd fracul lângă ușă. Beau o gură de apă, iau taxiul care mă aștepta, cu gândul la cât e ceasul. Și ajung. O colegă mă întreabă, „Ca da unde ți-e fracul? Ați fost nevoit să vă întoarceți din nou acasă. Până la urmă ați ajuns la concert. Pe de altă parte, ați dovedit o memorie excepțională. Aveți amintiri de la vârste foarte fragede și chiar v-ați speriat mama când i-ați descris în detaliu căruciorul și pătuțul din copilărie. Sau țineți minte cum o cheamă prima dumneavoastră iubită care v-a pălmuit în clasa 1 atunci când ați îndrăznit să o sărutați? Urmează întrebarea roșie. Ce ați vrea să uitați, dar nu puteți? Cred că fiecare lucru prin care am trecut și fiecare memorie pe care o am M-a ajutat. Bună sau. sau evenimente bune sau rele. Nu îmi doresc nimic să uit. Nici când am suferit, nici când. nu știu, am avut un moment uh, foarte. nu știu, dar n-am prea avut momente. În afară de pierderea celor dragi, nu am avut momente care să mă marcheze, momente uh, rele, negative, care să mă marcheze. Nu. Dar uh, cred că avem nevoie de. de toate evenimentele din viața noastră pentru a ajunge undeva, pentru a ne forma. Trebuie să suferim, da, trebuie să plângem. Nu putem să, să ne trăim viața doar într-o bucurie. Avem nevoie de aceste contraste. Din păcate, avem nevoie și de acest, această balanță, câte ori care, așa cum ziceam, e nedreaptă. Dar nu aș vrea să uit nimic din ce mi s-a întâmplat. Absolut nimic. Sunt foarte fericit, poate să nu ciudat, și cu relele și cu bunele. Mulțumesc. Continuăm. În 1991 ați mers pentru prima dată într-un turneu alături de Corul Madrigal la Sevilla, în Spania, unde aveați concerte timp de trei săptămâni. Turneele Corului Madrigal erau grele și presupuneau multe repetiții pentru fiecare spectacol. Dumneavoastră erați și mai obosit decât colegii, pentru că fiind pentru prima oară în străinătate, dimineața vizitați orașele în care concertați. Vă citesc. După o săptămână jumate, eu, nedormind, mergând prin soare să vizitez, după amiază am avut o clipă în care am ațipit Colegul meu m-a ținut și mi-a zis: De acum, dormind fiecare zi, după amiază. Eu eram singurul tânăr de acolo, aveam 19 ani. Restul erau mari. De atunci, din 1991, am învățat treaba asta. Urmează întrebarea: Mai dormiți la prânz? Da, și astăzi am. <laughs> da, mie mi e face foarte mult bine. Uh, bineînțeles, dacă nu am săptămânile alea de filmări, când filmez de dimineață până seară. Dar când uh, am timp, o fac cu mare plăcere. Adică e deja deci, un ritual. Se știe, eu de pe la 2-3 așa mă pregătesc să bag vreo două ore de somn. Uh, da, e, e minunat. Cred că e cel mai bun medicament. Cred că e una dintre rețetele uh, care mă fac pe mine să, să mă simt bine, să nu am probleme de sănătate, să, de Dumnezeu, să fie tot așa și în continuare. Am trecut cam repede, am fost prea serios la întrebarea precedentă. Acum să nu credeți că chiar așa de împrăștiat. Asta a fost acum 20 și, și ceva, 3 și 5 de ani cu fracul. Mulțumesc! Bine, mulțumesc și eu! eu. Continuăm! În timpul studenției l-ați cunoscut pe Ștefan Bănică Junior, care v-a propus să intrați în grupul de backing Vocals The 50s, care îl însoțea la concerte. V-ați alăturat grupului în 1996, iar în 1998 ați câștigat cu The 50s locul 3 la festivalul Mamaia la secțiunea Creație, cu cântecul lui Petru Margineanu fiecare zi. În 2001, când deja erați vedetă de televiziune, spre mirarea multora, ați continuat să îl însoțiți la concert de pe Ștefan Bănica, alături de Răzvan Basilache și Bogdan Tudor. Vă citez. Lumea mă întreabă dacă nu mă deranjează faptul că sunt în planul 2. E o percepție greșită, deoarece fiecare om din trupă are un rol extrem de bine definit, iar formula asta de trei băieți sună foarte bine. În acea perioadă, Ștefan Bănică Junior va devenit bun prieten și tot el va dat porec la Ianțu. Mai mult, el este cel care va a făcut tranziția de la concertele corale, unde aveați un public restrâns, la spectacolele cu săli arhipline și mii de fani. Urmează întrebarea cât de mult bine v-a făcut Ștefan Bănică Junior? De la el am învățat foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Fiind zilnic împreună de dimineață până seara, ani de zile, și, și când aveam treabă și când nu aveam, petreceam foarte mult timp împreună, eu vedeam el în calitatea de celebritate, de om cu imagine publică, îi vedeam comportamentul, și în relația cu presa și în relația cu oamenii și am învățat am multe lucruri uh, bune m-a ajutat în momentul în care am devenit o persoană cunoscută m-a ajutat foarte mult uh, turneele eu eram obișnuit cu turneele dar uh, într-o disciplină și o rigoare fantastică aici turneele erau de o altă natură ne și distram dar totodată am învățat că e bine să fii foarte atent la același în urma ta. Uh, nimeni uh, nu o să zică în momentul în care, nu știu, uh, ai depășit o limită în turneu într-un anumit, anumit context. Nu o să zică de cineva, de Bogdan Tudor sau de Virgil Găteianțu uh, atunci, o să zică de Ștefan că a lăsat ceva neplăcut în urmă și lucrul ăsta l-am învățat și uh, o discutam chiar cu băieții din trupa mea. Am învățat uh, și am continuat cumva, pentru că acolo era o rigoare și o disciplină uh, legată de, 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 de când aveam de treabă. Era de treabă, repetițiile erau sfinte, programul era sfânt, dar uh, da, uh, m-a ajutat perioada respectivă și am învățat multe lucruri și mai aveam să zic ceva. A, ah, uh, și munca în echipă, trupa, cum. Uh, de, vorbeați de importanța fiecărui membru din trupă, așa cum cred că fiecare membru din pro-echipă TV, și încerc. Vă să dau le spun, timp. Mulțumesc. să răspund spun multora și repet în interviuri fiecare membru dintr-o echipă de filmare, de producție, de ce-o fi are o importanță extrem de mare și eu af, of, îi ofer fiecărui om cu care colaborez respectul și importanța pe care uh, eu cred că o are și știu că oricare dintre ei, dacă ar lipsi sau dacă nu și-ar face treaba, m-ar afecta și pe mine. Cred că avem un rol la fel de important cu toți. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. Ați cântat 9 ani în trupa The 50s, timp în care ați debutat ca prezentator de radio și de televiziune și ați ajuns să fiți gazda unor emisiuni importante ca vrei să fii miliardar copiii spun lucruri trăznite sau Big Brother. Astfel, din planul secund al scenei și din postura de backing vocals care cânta Shubi Duba în concertele lui Ștefan Bănică Junior, ați venit în prim plan pe TV. În 2004, relația noastră cu Bănică s-a răcit și ați plecat din trupă. Vă citez. A fost un moment în care probabil că ne-am încordat amândoi. A fost acolo o tensiune care s-a creat. Orgoliu poate din ambele părți. Aș vrea să mi spuneți de ce v-ați certat cu prietenul nostru Ștefan Bănică Junior și dacă succesul dumneavoastră în televiziune a fost o amenințare pentru el. Urmează întrebarea roșie. A devenit scena mult prea mică pentru Ianțu și Bănică? Acum dacă mă întreb eu nu cred. Uh, cred că Cred că a fost un moment uh, neinspirat din ambele părți uh, și mă bucur că lucrurile s-au reglat uh, foarte rapid. Uh, Ne-am dat seama că e o copilărie ce se întâmplase în acel, nu știu, în acea perioadă, nici nu știu cât. Uh, pentru că noi jucam în, în, acea perioadă, jucam în aceeași piesă, la, în a 12 -a noapte uh, la teatru. Era Copilăresc să, să existe tensiune între noi și am stat de vorbă ca niște oameni uh, maturi și care am împărțit atâtea momente faine și atâtea mare de vreme și lucrurile s-au reglat, am făcut și vacanțe împreună, deci e un episod care a trecut, dar cred că tot așa a fost o lecție pentru, pentru toată lumea. Și prin care o lecție prin care, pe care trebuia să o învățăm. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Înainte de debutul în televiziune, a trebuit să faceți ore de dicție pentru a scăpa de accentul bănățean. Cel care v-a ajutat a fost Ilie Ciurescu, unul dintre cei mai cunoscuți crainici de știri ai televiziunii române, celebru printre vedete pentru lecțiile de dicție. În ciuda rezultatelor notabile, vă citesc. De fiecare dată când ajung acasă la Timișoara, îmi reiau accentul bănățean, iar când revin în București, îmi trebuie două-trei zile până scap de el. Vreau să-mi spuneți dacă astăzi, când sunteți agitat sau emoționat, vă mai scapă accentul. Urmează întrebarea. Când iese la iveală bănățeanul din Virgilianțu? Eu nu cred că dispare bănățeanul din, din mine și... Uh, acum, când sunt la televizor, sunt mai atent cu accentul, deși mi se spune că tot uh, l am acolo undeva, dar... Uh, sunt mai atent, încerc să mi-l controlez. Dar eu și acasă... Da, nu neapărat un accent de bănățean, e un accent de timișorean mai degrabă. E un anumit uh, mod de a vorbi. În uh, Timișoara se folosește așa. Se folosește. Așa ne-am obișnuit de, de mici să vorbim. Nu știu de unde vine. că nu e... Graiul bănățean e mult mai specific. Dar... sau accentul. E un anumit Adică graiul bănățean e cuvinte îs, uite, vezi că mai am trecut. Cuvinte, sunt cuvinte pe care nici nu le înțelegi. Iar accentul e un pic mai mai jucat așa, mai un pic pe o șmecherie, așa de de vest, așa. Nu nu știu să ți explic de unde vine accentul ăsta, poate e o combinație și de la sârbi, nemți, nu știu, ceva de genul. Eu doar vreau să l aud, nu să mi-l explicați când vorbesc, na, când vorbesc cu prietenii, vorbesc cam așa, cam așa. Adică, un pic, sunt accentele un pic diferite, nu-l conștientizez, dar dacă mă și duc la Timișoara și mă văd cu prietenii, e clar că îl recapăt. Da, mulțumesc. Uh... <laughs> Mergem mai departe. În 2003 ați prezentat Big Brother, o emisiune cu un buget imens care le-a arătat românilor ce înseamnă fenomenul reality show. 12 tineri, băți și fete au fost cazați într-o casă fiind complet izolați de lumea exterioară. Tinerii nu aveau acces la televizor, ziare, ceasuri sau internet. În schimb, viața lor era înregistrată 24 din 24. Săptămânal, unul dintre tineri părăsea casa, iar telespectatorii decideau prin vot cine este concurentul eliminat. Astăzi este greu să te mai ferești de camerele video instalate peste tot și în viața reală, iar termenul de Big Brother este folosit pentru sistemele prin care se încearcă monitorizarea cetățenilor. Vreau să știu cât ar fi rezistat Virgil Ianțu în casa Big Brother. Urmează întrebarea: Vă temeți de Big Brother? No. Uh, nu. Nu-mi place ideea, în general, nu ceea ce mă privește, de a fi urmăriți uh, în permanență și e evident prin tot ce facem, ce accesăm, că fiecare pas. Deci avem profilul clar desenat, uh, oricând e accesibil, uh, dar nu mă tem, nu am uh, nicio problemă în uh, a arăta așa cum sunt. Absolut deloc. Dacă ne referim strict la, la emisiune, și aș, aș trece puțin prin acea etapă, Big Brother, chiar dacă ideea în sine a formatului nu mă încânta neapărat, modul în care a fost realizat la dimensiunea respectivă și școala pe care am făcut-o prezentând această emisiune duminică de duminică, câte patru ore de live. Pentru mine, toate lucrurile astea au contat enorm în ceea ce am făcut, și după. Dar poate să-mi urmărească conturile, toată lumea poate să-mi urmărească fiecare pas, poate să-mi urmărească și pe mine. Eu n-am nimic de ascuns. Bine. Mulțumesc! După ce publicul v-a văzut alături de Andreea Raicu în cele două sezoane Big Brother, în 2006, ați apărut din nou alături de frumoasa dumneavoastră colegă în fața telespectatorilor. Andreea Raicu prezenta emisiunea Megastar, în timp ce dumneavoastră erați în juriu. Chimia profesională dintre dumneavoastră și Andreea Raicu nu a scăpat fanilor care v-au cuplat și în viața personală, lucru care nu a deranjat departamentul de PR al televiziunii, ba din contră. Andreea Raicu spunea, o citez, îl apreciez foarte mult pe Virgilianțu, el este eternul meu coleg. Suntem și foarte buni prieteni, petrecem foarte mult timp împreună. Dumneavoastră ați caracterizat-o așa. Este un om care mie mi-a dat o lecție fantastică de curaj și de putere. Este foarte faină, știe să râdă, este foarte frumoasă și nu a stat. Nu a dormit pe ea. Urmează întrebarea. Ce fel de parteneră este Andreea Raicu? Este o bucurie să... Să, să, să prezinți, să fie alături de ea pe scenă. Iar încredere în mine, de fiecare dată când apărăm împreună, am mai prezentat evenimente sau am prezentat, de exemplu, am dat la un moment dat, nu mai știu, 20 de ani de prima sau 10 ani de prima, nu mai știu exact, am prezentat împreună și toată lumea zicea, băi, dar voi trebuie să faceți emisiuni împreună. Într-adevăr, exista o chimie, eram un cuplu pe scenă care dădea foarte bine, ne potriveam foarte bine, ne completam ne susțineam și cred că atunci când un bărbat și o femeie apar pe scenă în calitate de prezentatori, cred că trebuie să transpară strălucirea amândurora, să existe un respect și generozitate, în special din partea partenerului. Oamenii au nevoie să vadă nu doar nu știu, ironia față de partener și se folosește asta destul de des, o prezentare alături de Andreea Raicu era glamour, era strălucitoare și pe mine mă onora. Ne pregăteam împreună, e, iar astăzi ne vedem, ne, ne ajutăm în tot ce facem, ne susținem și este un astfel de partener Andreea Raicu, un partener pe care și un om și un prieten pe care te poți baza oricând. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Chiar mai devreme aici în emisiune mi-ați povestit că în tinerețea dumneavoastră nu ați avut relații stabile. Vă citez acum, eu nu am avut relații de lungă durată. Nu am avut relații stabile, am avut o viață foarte faină și eram destul de mult plecat, ba în turne, ba... Pe măsură ce ați cunoscut succesul în televiziune, presa v-a cuplat cu trei dintre vedetele în vogă pe atunci. La începutul anilor 2000 s-a scris că ați fi fost mai mult decât un simplu coleg cu Andreea Raicu, iar în 2010 că ați avut o relație cu Mirela Zeța, actrița din serialul Mondenii. În 2013 au apărut zvonuri și despre o relație pe care ați fi avut-o cu Iulia Vântur, după ce v-ați făcut apariția împreună la un eveniment monden, de la care ați fi plecat tot împreună. Vreau să știu cum ați reușit să vă țineți viața intimă departe de ochii presei? Urmează întrebarea roșie. Sunteți un bărbat cu minte sau doar discret? Uh, sunt uh, cu minte și discret cu viața mea uh, intimă, uh, în special cea legată de, de familie. Arăt cât trebuie să, să arăt și. Uh, îmi face plăcere să, să ofer publicului, pentru că știu că are nevoie mai mult decât ce vede la televizor. E firesc. Iar legat de acele episoade apărute în presă, au fost amuzante. Au trecut pe lângă mine chiar cu amuzament. Pentru că, dacă ne referim, de exemplu, la primul episod... Eu filmam în Mondeni. am avut o perioadă în care mă prietenisem cu cei din Mondeni. Am, am filmat un sezon împreună, așa puteam foarte bine să fiu uh, cuplat și cu Bendeac uh, Mai apoi uh, cu Iulia Vânturi, cred că ne-am mai văzut de atunci de două ori uh, de la cea, Din acea seară în care am fost la teatru, a fost o gală ceva la Teatrul Național Um, și cine mai era cu rai, cu lucrurile sclare uh, cam, cam asta e, dar uh, sunt, uh, sunt cu mintea Cum reușiți să vă țineți viața intimă de parte de ochii presei? Nu prea am uh, o viață spectaculoasă din punctul ăsta de vedere Nu prea uh, sunt uh, interesant Adică nici nu prea mai ies Înainte mai ieșeam, era clubul Tribute, unde mai ieșeam, mai petreceam așa weekendurile. Mă simt foarte bine acasă. Foarte bine acasă. Și sau la prieteni, sau la mine, dar îmi place acasă. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați spus așa. Dragostea nu trebuie făcută cu forța, relația nu trebuie păstrată cu forța, trebuie păstrată în mod natural și când există voință și dragoste reală de ambele părți. Nu ați dezvăluit niciodată cum mențineți dragostea în relația cu iubita dumneavoastră, dar într-un interviu din 2011, în momentul în care ați fost întrebat dacă credeți că există marea iubire, ați răspuns ferm. Fac diabet de la întrebarea asta. Au trecut mai mult de 10 ani de când ați făcut această afirmație, și vreau să știu dacă mai faceți și astăzi diabet când sunteți întrebați despre dragoste. Urmează întrebarea. De câte ori ați spus te iubesc? Astăzi? De multe ori, de foarte multe ori spun te iubesc de vreo 20 de ani încoace. În rest, am fost foarte rezervat. Poate când eram puști, da, dar am fost foarte, foarte rezervat în a face declarații. Cred că aceste iubesc a trebui să vină după un timp de cunoaștere, de așezare. În momentul în care îi spui unei femei te iubesc, deja ai făcut o promisiune pe termen lung. La uzul acestei declarații, orice femeie deja se simte importantă pentru viața celui care face această declarație. Cel puțin eu așa simt și așa cred că ar trebui să se întâmple. Deci a spus te iubesc unei singure femei. Nu, probabil că am spus când eram copil și nu înțelegeam, nu gândeam ca acum, dar în ultimii 20 de ani, da, unei singure femei am spus, te iubesc. Ba nu. Pot să consider că, mă rog, e adolescentă spre adult, așa, facă cușa, face 18 ani și fetei mele îi spun foarte des. Mulțumesc. Și îi mulțumesc că Roxanei, că m-a ajutat să-i pot să-i spun mamei mele în ultima perioadă pentru că nu prea îi spuneam că o iubesc și ea m-a apropiat și mai tare de mama mea uh, și cred că sufeream enorm dacă nu se întâmplă asta culmea de obicei se întâmplă invers dar nu ea m-a apropiat și m-a făcut să conștientizez cât de importantă e relația cu mama mai ales la vârsta asta și să-i spun te iubesc mulțumesc în urma cu 22 de ani, ați cunoscut-o pe Roxana, care este cu 10 ani mai tânără decât dumneavoastră. Atunci, Roxana era căsătorită, dar a divorțat. Și, conform presei, a doua zi după finalizarea actelor, s-a și mutat în apartamentul dumneavoastră. Despre iubita dumneavoastră ați spus așa: ea poate fi mașteră atunci când este călcată pe coada de leu. Regina malefică, ce o trăvește tot ce îi apare în cale, sau cruela de vil după cum se mișcă în trafic. Este și zâna cea bună după sufletul mare, generozitatea și bunătatea pe care le împarte cu drag tuturor la nevoie. Ea e Roxana, generalul care a făcut și face constant ordine în viața mea. Urmează întrebarea: Cum e să fii subaltern în dragoste? O, dar nu sunt subaltern, sunt un partener generos și cumva e bine că suntem diferiți. O să fac o mică, mică observație. E un compliment foarte frumos cu cei 10 ani diferență, dar sunt doar 3 și jumătate. Chiar dacă pare că... Na. Eu arăt cum arăt și. Sunt doar informațiile care da, au apărut știu, în știu. presă. Probabil că s-a fost acolo, o scăpare, dar nu e nu a dumneavoastră. Um, nu sunt subaltern, sunt. sunt uh, am nevoie de cineva să mă organizeze, am nevoie de cineva uh, să mă să mă disciplineze în lucrurile, să-mi amintească de fiecare dată. Vezi că mai ai de făcut. aia, eu fiind, trăind în lumea mea cumva, aia despre care am vorbit mai devreme, care își mai uită cât un o valiză prin aeroport, am nevoie de... de, de simt nevoia să fiu cumva direcționat, mă ajută, dar în dragoste nu sunt... Mi-ai spus că sunteți un partener generos. Da. Cum? Ofer dragoste necondiționată. În orice, și dacă primesc, și dacă nu, asta se întâmplă și în relația cu oamenii. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. În ziua în care vi s-a născut fetița, ați cerut o în căsătorie pe Roxana. Ați povestit așa. Eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță bebelușului. Avea în el un inel și un bilețel pe care scria. Tată este timid și de aceea fac eu lucrul acesta pentru el. Ai vrea să fii soția lui? Roxana a zis da. Însă căsătoria nu a mai avut loc. Dumneavoastră ați spus că nu aveți timp de nuntă, nu vă plac actele și, în plus, vă citez: Atunci când vine momentul lunții, nu suport că se comentează mai mult greutatea miresei, arsura sarmalelor, acrela vinului și căldura insuportabilă. Ați ținut totuși să vă logodiți în fața lui Dumnezeu, dar la biserică nu ați fost acceptați fără certificatul de cununie de la starea civilă. Urmează întrebarea roșie. Vă este frică să vă legați cu acte? Am știut că asta va fi întrebarea, nu puteam să intervin. Uh, nu, nici într-un caz. Uh, suntem foarte relaxați din punctul ăsta de vedere și probabil că o să facem și. Uh, era, zic, pasul ăsta, nu? O să facem și lucrul ăsta, dar nu nu știu, dacă nu a venit momentul, dacă nu am făcut-o, înseamnă că nu a fost momentul. Nu e un subiect tabu, discutăm despre asta, glumim, râdem, oricum, după atâta vreme, nu e nimic de împărțit sau de, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, e clar că e ca o căsnicie după 20 de ani, despre ce vorbim. Nu știu de ce nu s-a întâmplat, ne dorim, chiar ne tot gândim, hai, uite, la anul, la anul, hai să vedem, dar unde să facem, cum să facem? Dar vin altele peste noi, cred că o să se întâmple în viitorul da, apropiat. Nu mă crezi, nu? Nu mă credeți. Scuze. Eu mă pregătesc, doar să-mi spuneți, da, să da, fiu da. pregătită cu roche, două, trei? O să, o să anunț din timp. Pentru că, dacă tot am discutat subiectul acesta, uite, o să vă invit la acel moment. Aștept. Mulțumesc. Am notat. Continuăm. În urma cu 17 ani s-a născut fica dumneavoastră care a primit numele de Yasmina, pentru că, citez, când era mică, Roxana a visat că o să aibă o petiță pe care o să o nască de ziua ei și pe care o să o cheme Yasmina. Și exact așa s-a întâmplat. Ați spus că întregul noastră univers s-a schimbat în momentul în care s-a născut Yasmina, căre v-ați străduit să-i oferiți tot inclusiv educația financiară pe care dumneavoastră nu ați primit-o în copilărie. Vă citez. Încerc să îi explic fiicei mele că există familii care trăiesc un an din banii pe care eu ar trebui să îi dau pe o perche de tenis. Cu toate acestea am văzut, nu sunteți un părinte strict. De exemplu, ați lăsat-o să aibă un prieten la 15 ani, alături de care apărea pe de socializare. Atunci când ați fost întrebat despre provocările cu care are de-a face tatăl unei fete atât de frumoase, Ați recunoscut că este un subiect sensibil care, vă citez, îmi dă noduri în stomac. Vreau să știu dacă vă doriți încă un copil, poate băiat. Urmează întrebarea: Cât de greu este să fii tată de fată? Este mult mai frumos decât greu. E foarte greu, dar este mult mai frumos. Cred că e greu, în primul rând, să fii părinte. Tată de fată, în momentul în care conștientizezi că fica ta crește și că intervin și alte persoane de sex masculin în afară de tine în viața ei, acolo e o primă tresărire, dar având o relație pe care o am și pe care o avem cu Iasmina, să știi că și vorbind foarte deschis despre absolut orice subiect cu ea, și mă bucur enorm că e așa, uh, sunt mai parcă, parcă uh, îngrijorarea, parcă uh, acel nod în gât uh, nu mai e așa de prezent. Am mare încredere în ea, încerc să înțeleg că e firesc să crească, încerc să înțeleg că e firesc la un moment dat nu mă gândesc cu bucurie și cu liniște Că știu că o să plece în curând de acasă Doamne, păzește Iar îmi vine în gând. Dar uh, suntem foarte norocoși Să avem o minune de fată Cu care avem o relație Pe care e drept ne-am construit-o uh, Și nu, nu sunt îngrijorat deloc Am încredere în ea Și sper să fac alegerea cea mai bună pentru ea nu pentru noi, neapărat. Dar dacă e a ei, e și a noastră. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Aveți un frate, Florin, care este mai mare cu 10 ani. În copilărie ați împărțit totul cu el și ați povestit că nu v șerta și nici nu v-ați bătut ca între frați. Florin a fost întotdeauna apasionat de electronică. În presa apăr la un moment dat informația că este depanator într-un atelier din Timișoara încă din 1980 și că repară orice îi trece prin mână de la televizoare și radiouri până la uscătoare de păr și aspiratoare. Ați spus că fratele dumneavoastră cânta la chitară și chiar a avut o trupă cu care a participat la cenacul Flacăra. Tot el este cel care v-a cultivat dragostea pentru muzica anilor 70. Nu ați ascuns că v-ați fi dorit să știți să cântați și dumneavoastră la chitară. Vreau să știu în ce relație sunteți cu fratele dumneavoastră și dacă el locuiește în continuare în Timișoara pe care o iubiți atât de mult. Urmează întrebarea? L-ați invidiat vreodată pe fratele dumneavoastră? Doamne păzește, nu, n-a existat o asemenea relație între noi niciodată. Și, uh, vezi, uh, cu el uh, mai pot să împărtășesc uh, toată perioada asta de care vorbeam că îmi lipsește și care a dispărut cumva pentru amândoi. Uh, încă visez uh, că sunt acasă uh, cu familia, cu ai mei, cu, cu fratele meu, în prima casă în care am deschis eu ochii. Uh, și relația noastră, și acum când uh, ne întâlnim, suntem la fel de copii, e același tip de relație, chiar dacă diferența e mare, uh, distanța e mare, el e la Timișoara. Uh, încă suntem foarte ancorați în ce a însemnat relația noastră de când am fost mici. Nu ne-am certat niciodată, nu ne... avem nimic de, de împărțit, n-a fost niciodată vreo problemă de, de acest gen și sufăr când văd că există frați care se ceartă pe averi, pe orice de împărțit și nu-și vorbesc. Mi se pare îngrozitor. Părinții ar suferi enorm. A, ah, și e un lucru pe care mi-l spunea, Nil mi spunea, măi, noi o să murim. Să nu aud că vin peste voi dacă aud că vă certați pentru orice grijă la alegerile soțiilor. Că acolo există pericolul să vădeți bine. Niciodată să nu le lăsați să vă bine. Și? Nu s-a întâmplat niciodată, Doamne pătrește. Ba, din potrivă Roxana încearcă uh, să... să Măi, mai, mai vorbi, mai sună pe frate, tu mai vorbește cu el, vezi dacă are nevoie de ceva. Ne poate mea, încercăm să o ajutăm cu cât... Deci suntem într-o relație fantastică. Bine. Mulțumesc. Mergem de mai departe. După intrarea la facultate a trebuit să faceți serviciul militar obligatoriu, era 1989, așa că ați făcut o jumătate de an stagiul militar în perioada comunistă, iar cealaltă jumătate de an în România de după Revoluție. Mai întâi ați fost repartizat la Craiova, dar după două luni și jumătate părinții au reușit să vă transfere mai aproape de casă la Caransebeș. Vă citez. În armată am învățat când să tac, când să vorbesc, când e cazul să pleci capul, când e cazul să-l ridici, iar în timp am învățat că nimeni nu te poate te umili dacă tu nu te simți așa. Din acea perioadă a vieții dumneavoastră datează și niște mărturii de-a dreptul șocante. Vă citesc din nou. Plângeam în batistă. Mâncarea era oribilă. Scoteam viermii din orez și mâncam mai departe de foame. Altă dată eram la o instrucție pe câmp și am văzut ceapă în pământ. Pământul tare uscat. Am săpat după ceapă și am mâncat-o goală. Urmează întrebarea... Când nu v-ați mai simțit umilit în armată? În momentul în care a trecut perioada, după primele șase luni, cred că atunci când devenisem eu, cum se spune atunci, Baștan, ciclul celor mai mari, dar să știi că acolo am văzut eu consider că armata a fost pentru mine și cred că pentru orice tânăr de 18 ani armata era foarte binevenită, cu tot ce era rău acolo. Te învăța foarte multe lucruri, te călea, te... acolo vedeai caractere. Caracterele pe care le-am văzut acolo, pentru că tu intrai acolo, aveai 18 ani și era un ciclu mai mare decât tine, care făcea cu tine absolut ce își dorea. Și am trăit niște lucruri uh, umilitoare, să zic, da? Tu, după aceea, aveai șansa să faci cu ceilalți la fel. După ce tu ai trăit asta, tu să faci la fel cu cel care vine după tine și să știi că, din păcate, uh, cei mai mulți făceau așa. Cei mai mulți își băteau joc de cei care abia veneau în armată, profitau doar de funcția, erau toți soldați, dar din ciclu uh, mai mare. Și profitau de treaba asta și făceau la fel. Și asta e o lecție. Uh, armata te pregătește, e, e un an în care înveți de fapt ce să se întâmple în viață. Și te învață, înveți bine, nu o să te lovești de niște... De, de niște momente. Mai dau adule. timp. Apropo de caractere, care este cel mai slab punct al dumneavoastră? Cel mai slab punct al meu. Apropo de caracter. Da, încerc să cred că nu am o asemenea problemă. Da, defect? Defecte? Poate sunt prea comod, ar trebui să fiu mai, nu știu, proactiv. Uh, dar am, am ajuns și eu la un, o relaxare așa, în care nu mă lupt Poate foarte odi. mult. Asta este, cred că, un defect. Nu știu. Mi-e foarte greu să vorbesc despre... Mi-ar plăcea foarte mult să mi se atragă atenția. Poate câteodată reacționez prea rapid. Poate am un orgoliu uh, prea mare în momentul în care intru într-o discuție. Cred că trebuie să învăț mai mult să-i... Uh, timp? Da, cred că trebuie să învăț mai mult să-i ofer și celuilalt credit, chiar dacă nu este de acord cu mine. Bun, mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Erați soldat în termen la Caransebeș când a venit Revoluția. Ați trăit atunci momente cumplite și halucinante, vă citez. În perioada Revoluției, un soldat beat a luat un pistol, a pus cartuș pe țeavă, l-a încărcat și mi l-a pus la tâmplă o singură mișcare și ăla eram. Au fost momente cu tremurătoare în decembrie 1989, despre care nu ați vorbit niciodată și peste care ați spus că v-ați dori să puteți trece. Vă citesc din nou. A fost îngrozitor pentru mulți dintre noi, dar mai ales pentru părinții care și-au pierdut copiii. Am avut și un coleg de școală care era coleg de armată cu mine. Din păcate, sufletele nu s-au vindecat nici acum, și n-or să se vindece niciodată. Ați fost chemat ca martor în procesul Revoluției de la Timișoara. Vreau să știu dacă vă mai bântuie evenimentele de atunci. Urmează întrebarea roșie. Ați paralizat vreodată de frică? Da. A fost un moment cumplit. Chiar am paralizat, nu mi-au ieșit cuvintele din gură de spaimă. Um, era un toiul evenimentelor, eram la Caransebe și păzeam casa armatei, eram doi soldați. ni s a dat ordin să ne îmbrăcăm civil, pentru că nu știam exact care va fi reacția și eram în întuneric în curtea pentru că din față se trăgea era miliția exact vizavi de casa armatei. Și ne dusesem în curte ca să avem Casa armate, clădirea ca uh, un zid în fața noastră să nu se tragă direct în noi deși s-a tras la un moment dat uh, și uh, erau oamenii în această stare și de dezorientare și de uh, euforie dar și de spaimă pentru că se tregeau au vrut să sară gardul spre casă armate noi aveam ordin să nu-i lăsăm dar erau foarte mulți, noi eram îmbrăcați în civili era întuneric, nu se știa dacă vom fi linșați Și în momentul în care s-au urcat pe poartă în gălăgie, Cu gălăgie uh, Eram eu cu prietenul meu, Ovidiu Mi-a devenit prieten Pentru că am trăit niște clipe împreună interesante Și în momentul ăla am paralizat de frică Am vrut să spun Suntem băieții de la Casa Armatei Nu știu ce mi-a pe gură, ce n-a ieșit dar cei de sus de pe poartă au zis, sunt băieții la casa armate, armata e cu noi, armata e cu noi și așa s-au liniștit lucrurile, dar a fost un moment de spaimă teribilă. Atunci am paralizat de, de, frică. Și, mă rog, și se pare că am mai avut un moment în care... Vă dau timp. Da, în care, pe care eu nu mi-l amintesc. Eram la geamul casei armate și milițienii au început să tragă. Am văzut oamenii căzând dar la au trecut și prin geamul la care eram eu, dar puțin deasupra și m-am aruncat la pământ din reflex, nu vreau să cred ce, ce, se întâmplă și am o pauză de vreo, nu știu exact cât, jumătate de oră pe care nu mi-o amintesc, probabil a fost un șoc pentru că mi-a spus colegul meu că a încercat să mă ridice de jos și nu reușea. Nu -mi ți minte în acest moment. A fost cumplit și au trăit mulți asemenea clipe. Bine, mulțumesc. În 2003 ați început să colaborați cu Teatrul de Comedie pentru spectacolul La 12 Noapte în care cântați, și apoi ca profesor de canto la Teatrul Metropolis. Astfel, vi s-a deschis apetitul pentru actorie și v-ați dorit să jucați într-un film. Minimum. În așteptarea unui rol, ați dublat mai multe personaje în filme Caratatui, Familia Robinson, Bolt sau Domnul Peabody și Sherman. Visul dumneavoastră de a fi actor s-a împlinit în 2016, odată cu filmul Minte frumos în centrul vechi. A urmat Selfie 69 în 2016, Ghinionistul în 2017 și serialul Profu în 2019. Am observat că toate filmele în care ați jucat sunt comedii. Și ați spus Că prietenii vi alegeți doar dacă vă fac să râdeți, iar ei, la rândul lor, susțin că aveți un simț special al umorului, moștenit de la tatăl dumneavoastră. Urmează întrebarea: De cine și cu cine râdeți cel mai des? Râd foarte des uh, acasă, cu Fimea, râdem foarte mult și cu Roxana. Mai ales în vacanțele în care suntem doar noi trei, râdem foarte mult. Și uh, așa ne, ne, știi, ca în uh, Miorița, când doi contra unul, când ceilalți doi contra celălalt și ne ironizăm și eu joacă foarte faină și râdem mult. Râdem împreună prietenii în permanență. Recent a fost într-o vacanță cu doi prieteni, o băiețească așa, dar nu era băițească, așa s-a legat ca program uh, și am râs foarte mult. Uh, uh, Practic, râd tot timpul. Nu anapoda. De ce e râsul atât de important? Pentru că starea pe care ți-o dă avem nevoie să râdem. Și așa, eu încerc să râd și când, când sunt serios, în momente în care poate ar trebui să fiu mai serios, nu știu. Încerc, ce să-ți spun, sunt momente când ne pierdem câte un am pierdut un Prieten drag, recent Inclusiv la acel moment Noi, între noi prietenii Am găsit puterea să glumim La adresa lui știindul l Că avea simțul umorului Și Chiar și în acele momente facem glume e Pe mine râsul ăsta Și buna dispoziție Și glumele Mă țin fac să rămân așa Copil imaginea noastră e așa de un tip sobru. Da, o, asta, nu știu, de, adică bănuiesc de unde am rămas, că așa am început emisiunea Vrei să fii miliardar și de acolo sobru am rămas, dar nu, nu sunt. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Sunteți un fin cunoscător de vinuri și a susținut că în timpul unei vizite la medic ați descoperit că aveți în corp o enzimă care vă permite să consumați mult alcool fără să vă îmbătați. Prietenul meu, Astre Cabral, a povestit așa. L-am lăsat joi pe Ianțu în restaurant și l-am găsit duminică. Am stat cu el câteva ore, m-am dus acasă, m-am dus la muncă și apoi m-am întors. Era tot acolo, neschimbat. Stai să vezi enzima. Eu mi-am făcut cruce. Și pentru că vă permite organismul, ați ajuns un adevărat specialist. Vă citesc: Dacă ești dispus să asculți, dacă ai relaxarea și bucuria să înveți, atunci un vin îți poate fi profesor. Și e frumos să înveți de la vin. Sunt multe de aflat. Vreau să știu ce vă învață vinul. Urmează întrebarea Roșie. Alcool puteți să beți fără să cădeți sub masă? Oh, problema nu este. Uh, aici vor, nu vorbim de cantitate. Uh, povestea lui Cabral este una de acum 20 și ceva de ani, 21 de ani. Uh, nu a prezentat-o ca fiind de mult. Uh, este romanțată, nu au fost trei zile șnur, că nu aveam cum să stau trei zile în același loc. Uh, dar pentru uh, el a vrut să fie savuros uh, și să povestească uh, ce a trăit el uh, cu mari artiști ai țării. Că, na, când ești la masă... Eu, eu am stat cu mari artiști, dar n-am povestit. El a ales să povestească. Uh, dar nu, nu s-a întâmplat așa. Dar ca poveste e drăguț, așa e savuroasă. Așa. Uh, nu îmi place să beau mult, îmi place să beau uh, vin de calitate. Uh, am început să vorbesc despre vinuri și despre uh, importanța poveștii vinurilor, importanța sau. Uh, e bine când bei ceva, e bine să știi ce bei. Și lucrul ăsta s-a întâmplat brusc după ce am devenit persoană cunoscută. Am fost invitat la degustări, am. Uh, așa ca să fie o mai pentru poze. Uh, doriți să mă întrerupeți? Um, dar nu o să accept acum, și atunci De am. Avăzut... Zi vreau să știu, nu, nu e niciun. Vă adică, să, hai ba... să o luăm pe capitole. În primul rând, cât alcool puteți? Veți, fără Ideea să vă sub masă Nu, nu, nu am nu. încercat niciodată să fac. Nu e un concurs cine bea mai mult, cine rezistă mai mult. S-a întâmplat după. O... Am avut vreo două petreceri la rând și am fost trei prieteni la medic. Și ne am avut teama că o să ne iasă ceva pe ei. Doi au trimis, într-adevăr, la farmacie că aveau ficat obosit și eu nu. A zis, probabil că ai o enzimă. De acolo e cu enzimă. enzima. Dar a fost uh -huh. în urma unor petreceri pe care am avut împreună și... Vă dau timp. Și uh, am fost împreună să ne facem analize. Și de, de acolo a venit vin? mitul ăsta. A înțeleg, mit. Și cu vinul? Mi -a uh, vinul că... mi-a dat ocazie să întâlnesc cu oameni. Tocmai despre uh, ce vorbeam mai devreme. fost invitat la degustări. Eu nu știam, eu mai beam un șpriț, mai nu știam cu vinul ce ce asta să spui, atât am pahar să mai faci și așa, că ce? Eu acum am început și cu apa să fac, dacă... Și... era um... Aerați apa. Da. <laughs> și... Am, am, cunoscut oameni foarte interesanți, cu povești foarte interesante, am învățat uh... ca și la cafea. C -c ce, ce muncă și ce... Uh, câte detalii uh, sunt în spatele unui vin bun sau unei cafele bune, uh, unei ape bune. Și mi-a plăcut uh, Înveți și istorie, înveți foarte foarte multe lucruri foarte fine și uh, de asta și m-am apropiat de anumiți enologi, uh, de anumite crame, am făcut chiar uh, două Mai vinuri, dau timp. unul roșu, un vin pe gustul meu, unul alb. Deci e vorba de frumusețea vinului, nu de cantitate. Mm. Și cum sună un vin pe gustul dumneavoastră? Cel roșu trebuie să fie plin, trebuie să fie corpolent, trebuie să fie și un pic fructat, mai spre gemul de prune ars pe fund puțin așa, iar cel alt trebuie să fie sprințar, crud, frumos. Mulțumesc! Mergem mai departe. Acasă la Timișoara vă plăcea să jucați fotbal. Erați atacant, dar nu ați arătat un talent deosebit, așa că ați rămas suporter pătimași al echipei locale Poli Timișoara. Ați declarat că ați fost la un pas să faceți ulcer la un meci contra echipei Dinamo pe care Poli era să-l piardă. Despre fotbalul românesc de astăzi ați spus așa. Din nefericire, după Mutu, Lobon și Chivu, e cam pauză. Nu mai vine nimic din spate. Eu nu mai văd ochii jucătorilor de astăzi să licărească atunci când văd mingea în iarbă. În schimb, le licăresc ochii când văd mașinile alea pe care le au alții și pe care și le doresc și ei. Urmează întrebarea. Când va a provocat fotbalul ultima criză de ulcer? Nu mi-amintesc. Nu. Fotbalul Fotbal mult? român, da. Cred că din perioada, îți spun eu, de la 11 metri ratat de Mutu, am fost la acel meci cu Italia și cu bufon în poartă. Și da, a fost cam ultima generație, cu Marica, Mutu, Kivu, Goian, generația națională care făceau egal total întâmplător cu, cu, cu Franța, cu jucători mari. Uh, nu, fotbalul românesc, uh, din păcate, dar nu e nimic de mirare aici. Nu, e, nu trebuie să fim surprinși că nu mai avem rezultate. De fiecare dată sperăm într-o minune cu echipa națională, uh, dar nu avem niciun motiv să credem că se va întâmpla. Poate da un rezultat întâmplător, dar uh, noi nu am făcut nimic ca țară pentru sport în general. Pentru fotbal nu am făcut absolut nimic. Nu am construit centre, nu am, în afară de Hagi și cu Gică Popescu, nimeni nu a făcut nimic pentru fotbal. Ba mai mult, corupția din acest sport, faptul că superficialitatea cu care se tratează această disciplină, la nivel de țară, face ca astăzi să adunăm roadele, exact cum spunea Hagi cu atâția ani. Astea sunt asta am însămânțat, asta culegem. Mulțumesc. Mergem mai departe. În ultimul timp ați devenit un fan al handbalului. Sunteți în tribune la meciuri și prezentați evenimente legate de handbal. Anul trecut ați intrat în direct cu jucătorile de la Naționala de Handbal și le-ați încurajat înaintea unui meci important pentru calificarea la Olimpiada de la Tokyo. Apoi le-ați ținut partea tigroicilor de la CSM București în perioada în care nu și primeau salariile. Vă citez. Nu poți emite pretenții să ai performanțe atunci când nu-ți plătești jucătoarele. În ciuda problemelor financiare din trecut, Tigroicele nu au abandonat lupta, astăzi sunt în Liga Campionilor la handbal feminin și joacă la titlu în campionatul intern. Urmează întrebarea... Cum v-au cucerit Tigroicele? Uh, prin performanță. Uh, am urmărit... Uh, eu am urmărit handbal de mic, uh, handbal masculin. Când uh, juca stângă, de exemplu, uh, birtalan, uh, berbece... Și uh, am crescut cu handbalul. După care a venit o perioadă în care handbalul a dispărut. Anii 90 și ceva a început echipa națională feminină de handbal să facă performanță și să ajungă în finale de campionat mondial. Și apoi, la nivel de club, uh, CSM-ul care. A avut această performanță fantastică să câștige uh, Liga Campionilor. Am avut jucătoare foarte, uh, foarte bune cu performanțe, cum e Cristina Vărzaru, care are, este, cred că, cea mai titrată. Are patru uh, Champions League cu două echipe diferite. Uh, M-am împrietenit cu fostul tău invitat de aici, Adi Vasile, antrenorul uh, Tigroaicilor. Până recent și al naționalii și antrenorul uh, Tigroaicilor de la CSM uh, București. Și îmi place să mă duc la, la evenimente sportive, îmi place să mă duc și la tenis. Am fost la o finală de US Open uh, și am nimerit o finală fantastică între Sirina Williams și uh, Bianca Andreescu, în care Bianca Andreescu a câștigat atunci uh, finala US Open. Uh, îmi place sportul. Uh, la fotbal n-am mai mers de mult. Am fost recent, recunosc la Boca Juniors, pe stadion, și a fost o experiență fantastică să văd copii, femei, uh, cântând non-stop, fără oprire, fără o secundă de oprire, pe parcursul a mai mult de 90 de minute. A fost o experiență fantastică. Dar a fost ultimul meci la care am fost și eram așa. Eram, nu venea să cred ce văd. Mulțumesc. Mergem mai departe. Când v-au curtat partidele politice, ați refuzat. V-ați dedicat însă campaniilor caritabile. Când a venit însă vorba de biserică, ați declarat, vă citez, Biserica a devenit un business enorm cu palate și catedrale care sunt ale neamului și în care ar încăpea câteva spitale bune. Credința nu-mi place când e transformată într-un spectacol. Dumnezeu nu cred că a lăsat marketingul pe pământ. Isus nu cred că era îmbrăcat în poliță de aur. Decența, măsura sunt valori care trebuie transmise mai departe de către biserică și exact asta nu face biserica. Sunteți fiul de preot. Urmează întrebarea: Unde se roagă Virgilianțul la Dumnezeu? Mă rog sufletul meu în fiecare zi și nu o dată pe zi și îmi place să intru în biserică, și dacă e catolică, și dacă e ortodoxă. E un spațiu care îmi face bine. Atâta vreme. Nu atâta vreme. Mi-a venit în minte un moment în care un preot își certa un credincios în predica de duminică, și atunci am evitat să mai intru în acea biserică. Nu o să o menționez acum. Dar, din fericire, am întâlnit și preoți absolut minunați, pentru că sunt, dar nu îi întâlnim noi, pentru că probabil mergem prea puțin la biserică. Nu spun că e nevoie neapărat de, de o biserică lângă tine pentru a fi credincios, pentru a avea o relație cu divinitatea, oricum s-ar numi uh, această divinitate. Uh, am spus, cred îmi place să cred, nu îmi place spectacolul, credința e un, un, trebuie să fie un spațiu intim, uh, nu fluturat uh, cu drapele, uh, cu blazoane uh, și dacă putem, uite, credința înseamnă și lucrul ăsta. Am fost uh, cu fetița mea pe atunci, uh, scurt, o să încerc să scurtez, la Timișoara de înviere și m-a întrebat uh, de ce se aprind lumânările unul de la celălalt. Era foarte mică și eram pe treptele catedralei și se umpluse piața de, de, lumină. Și atunci am încercat să-i explic, uite așa cum ai tu o lumină în sufletul tău, dacă ai un lucru bun, Mă dau timp. Oferă și tu la cel de lângă tine. Ce să vezi? Și el o să-l dea cel bun mai departe și tu așa ai reușit să răspundești acea bunătate pe care o ai tu mai departe. Asta, asta e simbolul acestei lumini. Asta e credința. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Din 2010, lucrurile s-au schimbat în televiziune, vă citez. Au început să se otevizeze toate televiziunile. Mai jos de atât, nu cred că se poate merge. Eu nu mai sunt revoltat, sunt întristat. Ați rămas consecvent propriilor principii, ați refuzat formate, iar în 2011 ați revenit la vrei să fii milionar, de această dată aici, la Canal D. Ați plecat în 2013 și ați luat o pauză din televiziune pentru că ați spus că nu vi s-a mai potrivit niciun format. Abia în 2017 ați acceptat să prezentați emisiunea Câștigă România la TVR. În presă au apărut mai multe comparații între dumneavoastră și Dan Negru. Mișoran și el, care în 2012 a prezentat emisiunea Vrei să fii milionar însă în Republica Moldova. Presa vremii scria așa. Cine prezintă mai bine Vrei să fii milionar? Virgilianțu sau Dan Negru? Avantajul lui Virgilianțu este că a mai prezentat în urmă cu 10 ani aceeași emisiune, în vreme ce Dan Negru are mult mai multă experiență în televiziune față de fostul component al trupei The 50s. Dumneavoastră prezentați de 5 ani o emisiune de Cultură Generală, iar Dan Negru este gazda a două emisiuni de acest gen aici, la Canal de. Urmează întrebarea roșie. Cine e mai bun? Virgilianțu sau Dan Negru? Depinde la ce. La vrei să fii milionar, eu sunt mai bun. Dan este foarte bun în ce face și a fost foarte bun în toate formatele. S-a adaptat foarte bine în toate formatele. Uh, <gântu -i> îți dai seama că acum eu și glumesc, eu sunt mai bun. Fiecare e bun în felul lui, fiecare e potrivit um, unui anumit public. Eu am publicul meu, probabil că și împărțim un public, el are publicul lui. Este foarte bine că face acest lucru, este foarte bine că a făcut în Republica Moldova acest format la inițiativa mea uh, și Niciodată nu -o, o să simt că am ceva de împărțit cu cineva în, acest, în această meserie. Fiecare și are locul lui, Este chiar loc pentru toată lumea. Chiar îmi doresc, am declarat și recent într-un interviu, îmi doresc să mai apară oameni, prezentatori, cum. Uite-te și tu! Dan Negru prezintă emisiune, eu prezint emisiune. Andreea Marin nu mai prezintă, dar uh, mi-aș dori să apară prezentatori uh, ca cei care erau acum 20 de ani. De 20 de ani suntem pe TV, pe bune, ar trebui formați. Știu că asta înseamnă uh, o investiție și timp uh, pentru a forma uh, prezentatori de acest nivel. Uh, Mi-ar plăcea să văd tineri, să văd un schimb de, de, de generații. Din păcate nu mai e răbdare și nu se mai investește în, în formarea astfel acestor tineri și sunt sezonieri, destul de mulți sezonieri care apar în calitate de prezentatori. Mulțumesc! Mergem mai departe, vă citesc. Am copilărit la casă în Timișoara, iar după ce am venit în București am stat vreo 15 ani la bloc nu-mi doream casă, pentru că nu mă gândeam că o să-mi permit vreodată una. An mai târziu, nu doar că v-ați putut permite orice fel de casă în București, și chiar v-ați cumpărat o clădire de patrimoniu pe care ați reconstruit-o practic de la zero, păstrând doar fațada, așa cum prevede legea. Presa a subliniat că este o casă de-a dreptul spectaculoasă, iar dumneavoastră ați declarat așa. De-a lungul timpului, banii mi-am investit în casa în care stau. În rest, în vinuri bune, călătorii, acolo cred că am cheltuit cei mai mulți bani. Eu nu am avut parte de educație financiară, în afară de faptul că ai mei mi-au spus niciodată să nu rămâi dator cuiva. Nu mi-am făcut credit niciodată. Urmează întrebarea. Câte libertate v-au dat banii? Îți oferă foarte multă libertate. Dacă vorbim de faptul că de mic visam să Pot să călătoresc. Perspectiva nu era foarte roz. Nici măcar la sârbi nu aveam acces. O singură dată am fost în 86, o zi la Varna, nisipurile, nisipurile de aur, cu aprobări și așa mai departe. Faptul că pot să plec astăzi oriunde văd cu ochii, că pot să-mi permit asta, îi mulțumesc lui Dumnezeu chiar zilnic și în realizez lucrul ăsta, îl conștientizez când mă duc spre aeroport, zic, băi, alte dăți, nici nu mă gândeam că se poate... E un vis pe care îl trăiesc, practic, astăzi. Am libertatea să merg oricând, oriunde. Faptul că am această casă este o, o minune. Mă gândesc zilnic, fără să exagerez, la cât de norocos sunt că am această casă. Pe care am, da, am construit-o Uh, cu, și cu suflet, și cu investiție, și cu nervi, și cu știe toată lumea care a făcut o casă. Uh, știu, mi-aș dori să poată toată lumea să, să, să trăiască ce trăiesc eu. Sunt foarte norocos din multe puncte de vedere. Câteodată chiar mă simt vinovat, deși n-ar trebui, pentru că am muncit. Am avut și noroc, dar am și, am și muncit foarte mult și muncesc încă cu uh, tot ce înseamnă munca asta nu este eternă, nu nu ești un angajat permanent în televiziune și gata, ești, ești, la pensie de aici. Știu ce înseamnă presiune, am un copil de, de, dus la școală, la facultate, dar sunt, din fericire, sunt un om liniștit și mă bucur de fiecare lucru pe care l-am. Mulțumesc. Continuăm. Lumea vă percepe ca fiind un om de televiziune sobru, rece și chiar incisiv, Dumneavoastră v-ați descris ca fiind foarte nostalgic. Vă citez: Dacă îi aud vocea lui Baniciu, fără de care pentru mine Phoenix nu există, îmi amintesc de terasa casei în care am copilărit, de mirosul brazilor din curte. Nu doar melodiile formației Phoenix vă provoacă amintiri și emoții, dar și muzica dintr-un film mai vechi, cu albă ca zăpada, care vă aduce chiar lacrimi în ochi. În plus, în 2001, declarați: Eu mă simt foarte legat de trecut. Îmi place să ascult povești despre epoci apuse. Urmează întrebarea. V-ați născut prea târziu? <hânt> uh, nu. Am norocul că m-am născut când m-am născut. Îmi place perioada în care m-am născut, cu tot ce a însemnat ea, dar am și un mai mare noroc că l-am uh, avut pe fratele meu, care m-a educat, cel puțin din punct de vedere muzical, uh, mi-a creat o bază. Eu, pentru mine, Duran Duran, Madonna, uh, Depeș, uh, Alfavil, uh, aha, astea erau trupele cu care m-am întâlnit eu uh, la vârsta la care începi tu să asculti așa muzică, clasa 8-a, clasa 7 -a, clasa da, 8 -a, vârsta, așa. La vârsta adolescenței. A, așa. Și... Dar eu veneam uh, cu un portofoliu, uh, veneam cu Beatles uh, la mine, veneam cu Pink Floyd, uh, Pink Floyd, uh, Deep Purple, Nazareth, Led Zeppelin, uh, Elvis mai puțin, uh, Janis Joplin uh, și am avut marele noroc din punctul ăsta de vedere să, să mă fi ajutat faptul că l-aveam pe fratele meu mai mare. Uh, cred că nu, m-am născut bine pentru că am reușit să trec și de. Aveam 18 ani când a venit Revoluția, și am putut să mă exprim profesional după 90 și să mă formez și ca artist într-o perioadă de libertate. Altfel nu era chiar o fericire. Bine, mulțumesc. Continuăm. În 2004, când ați prezentat spectacolul anilor 70, spuneați așa Bântu e o modă retro prin lume, o nostalgie a trecutului. Zece ani mai târziu, în 2014, v-ați lansat albumul Ier și azi, care este o colecție de piese românești, compuse în stiluri și în perioade diferite, dar reorchestrate și reunite într-un singur creuzet muzical mânuit de George Nazis și Adrian Despot. Remarc din nou... Atracția și nostalgia dumneavoastră pentru trecut. Urmează întrebarea. Când v-a apucat să orchestrați viitorul? Hmm. Uh, cred că am început de mult să orchestrez viitorul. Uh, cred că prin. Cred că inconștient, dintr-un instinct. Uh, am început să-mi desenez, să-mi orchestrez, să-mi notă cu notă, să-mi să orchestrez parcursul și să, să am acordurile finale foarte consonante, fără disonanțe. Îmi plac disonanțele și apar pe parcursul unei lucrări. Îmi plac mult disonanțele, dar îmi plac și mult rezolvările disonanțelor. Și atunci, cred că ultimul portativ, ultimele portative sau ultimele pagini dacă privim, o pagină are câteva măsuri dacă privim pe orchestrație pe, pe verticală, ultimele pagini vor avea numai acorduri consonante și bine așezate, dar și luminoase. Re major este cea mai luminoasă tonalitate, se pare. Probabil că așa va fi. Bine. Mulțumesc. Aștept în viitor un re major. <laughs> Ce frumos. Mergem cu ultima întrebare. Sunteți foarte legat de județul Timiș. Fie că vorbim de mănășturul bunicilor, unde vă petreceați vacanțele și despre care ați spus că a fost raiul copilării dumneavoastră, fie că vorbim despre Timișoara, unde ați crescut. Vă citez. În Banat e o altă civilizație cu un alt ritm și un alt mod de viață. Sigur, și în Timișoara lucrurile s-au mai schimbat, dar la sat sau printre bătrânii orașelor regăsești acel parfum de acasă, de Banat, de demult. Ați venit în București în 1990 și ați recunoscut că întreaga dumneavoastră carieră este legată de acest loc și de oamenii importanți de aici care v-au marcat viața. Cu toate acestea ați spus așa, e clar că locul meu e aici, în București, dar e o senzație de parcă am un elastic în spate. Timișoara e un centru gravitațional pentru mine. E o senzație foarte ciudată să fi plecat de acasă. Vreau să știu unde este acum raiul pe pământ pentru Virgilianțu. Urmează întrebarea. V-ați găsit locul? Da. Acasă e raiul pe pământ. Mi-am găsit locul, mi-am găsit... Uh, dar de, de mult. Uh, mi-am găsit oamenii dragi din jurul meu. Uh, nu știu cum i-am găsit. Nu știu de unde au apărut. Pentru că sunt din direcții, din diferite, din domenii diferite, dar ne-am găsit și Bucureștiul pentru mine înseamnă enorm. Eu iubesc Bucureștiul. Eu vorbesc de Timișoara normal, n-am cum. Și vorbesc foarte des de Timișoara și mă bucur să o văd că se transformă în fiecare zi în ceea ce poate nici eu n-am prins. Dar Bucureștiul mi-a oferit enorm, cum și Timișoara. Am ajuns la o discuție despre Vioară, dar am uitat să menționez. Vioara m-a ajutat foarte mult în tot ce fac și astăzi. Dacă vorbim de disciplină, de, de efort, de asumarea efortului. Dar Bucureștiul este casa mea. Eu merg acasă și la Timișoara, dar Bucureștiul este acasă, e raiul și Bucureștiul, chiar dacă... Nu. Poate încă sunt interpretat ca o vinitură, cum se zice la noi. Eu sunt, am devenit al Bucureștiului, am devenit clar al acestui loc. Bine. Mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația să veniți aici la noi la 40 de întrebări și să vă lăsați cât de cât descoperit. Cei care ne urmăresc, văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor mele și ne-au mai rămas la dispoziție 6 minute. Dacă sunt chestiuni ce doriți să le adăugați, dacă sunt detalii din biografia dumneavoastră ce mie mi-au scăpat, dacă sunt lucruri ce v-ați dorit să vă întreb și nu am făcut-o, acum este momentul și după aceea urmează evaluarea mea. Uh. Vreau să le mulțumesc că Vreau să le mulțumesc și prietenilor că m au acceptat așa cum sunt, cu glumele mele poate uh, câteodată deplasate, dar din moment ce sunt alături de mine înseamnă că le acceptă și nu sunt chiar atât de deplasate. Uh, să le cer iertare dacă, nu știu, dacă le-am greșit. Vreau să le mulțumesc uh, fetelor mele, parcă sunt la Oscar. Uh, da. <laughs> Da, păi, profit să le mulțumesc tot așa că mă acceptă cu toate nebuniile mele. Și dacă toți suntem la televizor, vreau să le mulțumesc celor care de 22 de ani vin după mine, și am fost destul de constant în ceea ce privește postul la care am apărut. Vin după mine oriunde aș merge și sunt alături de mine și mă apreciază munca simt asta și dacă tot mai apar la o emisiune, o să le mulțumesc și profit de asta. Iar și aici, la acest canal, am trăit momente foarte frumoase, la canal de și vreau să le mulțumesc celor cu care am colaborat. Am colaborat foarte bine și am amintiri foarte frumoase. Urmează evaluarea mea. Mi-a plăcut să văd acum, cel puțin, în ultimele momente, din plin, așa, această latură sensibilă. Când un vine și șere iertare în fața prietenilor, a oamenilor dragi, deschide așa o portiță a inimii sale și vă mulțumesc pentru asta. Altfel, așa aș începe evaluarea mea. Sunteți un bărbat și o prezență misterioasă. Mi-am notat aici câteva caracteristici, să nu-mi scape o prezență distinsă, elegantă, șarmantă și altfel un tip proaspăt, luminos, echilibrat și disciplinat. Mi-a plăcut mult să vă cunosc, Virgilianțu. O plăcere să vă am aici la 40 de întrebări. Și vă doresc așa, pe final de emisiune, să faceți întotdeauna ceea ce vă place, pentru că cred că din această zonă vă vine așa Energia aceasta frumoasă și pozitivă pe care o emanați în jur. Contează foarte mult cu cine vorbesc. Așa că mulțumesc mult, vin și eu cu mulțumiri. Să știi că urmăresc emisiunea de fiecare dată când am ocazia, când adorm mai târziu uh, și îmi place foarte mult. E, e evident uh, unul dintre interviurile cele mai uh, bine pregătite în detaliu documentate și se vede că aveți o echipă foarte bună, foarte Suntem atentă. Suntem o echipă mare. Și munciți foarte mult, pentru că îmi dau seama ce înseamnă să strânge atâtea informații. Uh, și modul în care dumneavoastră să dumneavoastră, uh, îi, îi, um, îi faceți pe oameni să se simtă aici, Vă oferă respect, cred că, din, din partea fiecărui invitat care vine aici. Mulțumesc frumos! Și o să îmi iau la revedere de la dumneavoastră mulțumindu-vă încă o dată, nu înainte de a le spune celor de acasă, că pe toată durata interviului am avut așa sentimentul că în fiecare secundă parcă parcă vă pregătiți să faceți o năzbutie. Aveți totuși așa un aer -am năstrușnic. Am mult. <laughs> da, <-am> mult. <laughs> Bine, mulțumesc frumos, Virgil Nianțu, pentru prezența eu. aici la 40 de întrebări. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă. La revedere!